I-au dat iama în creditele de nevoi personale. Veniturile cerute pentru astfel de credite nu depășesc salariul minim pe economie, iar suma cerută poate fi obținută chiar și în 3 zile. Specialiștii îi sfătuiesc pe clienții băncilor să citească însă cu atenție contractele de creditare și să nu se împrumute mai mult decât le permite salariul. Băncile au îmblânzit atât de mult ofertele pentru împrumuturile de nevoi personale, încât un român care câștigă salariul minim pe economie de 1000 de lei net poate obține între 18.000 și 22.500 de lei. Sunt foarte bune ofertele cu dobândă fixă de la bănci, astfel evităm să crească roborul și dobânzile variabile pe termen lung. Actele pe care un client le depunea acum 3-4 ani la bancă pentru obținerea unui credit de nevoi personale erau buletinul, adeverința de salariat, fișa fiscală și fișa de utilizare. Acum, în unele cazuri, buletinul este destul. Dobânzile creditelor de consum încep de la 7% și ajung la 17%. În plus, bancherii s-au gândit și la o soluție pentru clienții vulnerabili care ar putea fi în imposibilitatea de a-și plăti ratele. Pentru un credit de pe 5 ani de zile de nevoi personale, la o rată de 200 de lei pe lună, poți adăuga o opțiune de asigurare cu 10-12 lei. Ori 10-12 lei la o rată de 200 de lei pe lună nu este atât de mult, iar componenta de asigurare, asigurarea previne orice caz sau orice necaz intervenit, de exemplu boală, de exemplu un accident, de exemplu pierderea locului de muncă. Cele mai multe astfel de împrumuturi sunt pentru reparațiile locuințelor, pentru electronice și electrocasnice sau vacanțe. Cererea va exista de credite, iar creditarea cred că se va mai relaxa. Nevoia de creditare este, salariile sunt mici. Creditele de nevoi personale acordate populației au ajuns la 50 de miliarde de lei, arată datele Băncii Naționale. Creșterea în lei este semnificativă din, aș spune, două motive. Odată avem dobânzi istorice minime în lei, iar al doilea motiv aș spune că ține de evoluțiile salariale din ultimele luni. Au fost creșteri salariale în ultimii ani, de altfel. Oficialii pieței bancare se așteaptă în continuare la creșterea cererii pentru creditele de nevoi personale.